În cadrul proiectului vor fi organizate 4 module de pregătire. Managementul de proiect 10 ore, marketing cultural 8 ore, patrimoniu cultural 10 ore, dezvoltare culturală 12 ore. Obiectivele specifice sunt crearea unui program de formare profesională a resurselor umane din cultură în scopul întăririi capacităților de acțiune pe piața culturii locală și regională și de dezvoltarea capacităților manageriale. Realizarea unui program de formare actualizat în funcție de nevoile beneficiarilor. Formarea 24 de persoane care desfășoară proiecte în domeniul culturii și conex. Schimbarea percepției asupra rolului patrimoniului cultural, asupra oportunităților de dezvoltare durabilă comunitară. Proiectul este destinat persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul cultural și socioeducațional local, responsabil cu activitatea culturală din administrația locală, redactor pe cultură, mass media locală. Beneficiar direct va fi Centrul Cultural Mioveni, precum și partenerii proiectului prin experiența acumulată pe parcursul implementării acestuia. Vor participa la modulele de pregătire angajați din mai multe instituții. Centrul Cultural Mioveni, Casa de Cultura Sindicatelor Dacia Mioveni, Primăria și Consiliul Local Mioveni, școlile și liceele din oraș. Pe termen mediu se așteaptă diversificarea proiectelor, programelor culturale și socioeducaționale din regiune, preluarea inițiativei de formare profesională în domeniul patrimoniului cultural și de către alte centre culturale ale județului, promovarea unor modele de bună practică în ceea ce privește patrimoniul cultural, folosirea eficientă a infrastructurii oferite de centrele culturale pentru promovarea educației pentru patrimoniul cultural local, dezvoltarea unor noi oferte și programe culturale interactive care să folosească infrastructura existentă, creșterea capacității organizaționale a centrelor culturale pentru implementarea programelor de educație și oferta culturală vizând patrimoniul local și regional, atragerea de fonduri pentru proiecte și programe de educație pentru patrimoniu și dezvoltare comunitară. Centrul Cultural Mioveni a mai câștigat anul acesta finanțare pentru alt proiect, Tabăra de creație, lemn și creativitate la Mioveni, ce s-a desfășurat în perioada 2-4 august 2013.